Hop! Da, mă, da, Rolex! Frumos! Ia uite-l! Bine, v-am regăsit la un nou mirobolant episod. Ei bine, astăzi o să cumpărăm primul nostru container ever. Până acum am cumpărat garaje, știți deja jocul, Dealer Simulator se numește. Și asta este umila mea casă, unde dormim noi momentan, suntem vai de capul nostru. Cred că ar trebui să mă duc să verific și cât costă o casă în jocul ăsta. Acum, ca idee, am dormit dizi de dimineață, este ora 9 dimineața. Trebuie să ne începem jobul, că altfel este jale, avem 8.000 de dolari. Plecăm de urgență să mai cumpărăm un garaj sau poate două, deși... Ia stai un pic, măi. Deci, noi dacă dăm pe P, avem aici skill points și avem 26 de skill points. Dacă noi o să cumpărăm more warehouse, o să putem lua două garaje deodată. Ceea ce înseamnă șanse de profit mult mai mare. Așa că să dăm noi 10 skill points sau să așteptăm să facem 35 skill points și să luăm Masterful Eye. Cu ăsta putem vedea instantaneu cât costă fiecare chestie. Nu știu, mă gândesc. Am stat așa și m-am gândit, da mă, nu merită. Mai bine strângem skill points pentru a putea în sfârșit să vedem și noi prețurile direct. E mult mai tare, vă dați seama, suntem aici la garaje. Deschidem garajul, bam, instantaneu vedem cât costă fiecare chestie. Nu mai ne chinuim noi acasă să, adică nu acasă, la tarabă. Nu ne mai chinuim la tarabă să vedem prețurile la fiecare, o să fie mult mai bine. Nu uitați-vă de like-ul la blană în continuare dacă vreți să apară episoade cât mai dese cu această serie. V-am zis, cam așa e treaba, cu cât este mai apreciat o serie, cu atât apare mai des, să-mi placă și mie și este perfect. Ok, îmi place foarte mult seria asta, de exemplu, de asta apare atât de des și vă place și vouă. Acum, ca idee, avem mai multe garaje pe care le putem cumpăra, chiar avem foarte multe. O să cumpăr garajul cu numărul cel mai mic. Adică voi nu vedeți de mine, dar aici este garajul numărul 2. Acum îl vedeți. Îl cumpărăm 977. De ce? Pentru că este foarte aproape de mine aici și eu zic că este mai norocos, așa mă gândesc eu. Nici nu mă mai chinui să ajung la garaj atât de mult. Hop. Ne oprim aici și hai să vedem primul nostru garaj pe ziua de astăzi. Vreau neapărat să cumpărăm un container astăzi, adică containerele sunt mult mai mari. Putem lua chestii ilegale de acolo, putem găsi arme, putem găsi multe, multe chestii ilegale, veți vedea. Hai să vedem. 3, 2, 1, like-ul blană! Și, bun, 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 let's go! Avem bicicletă care clar costă ceva, avem chitara asta electrică, care e din start 900, e și funcțională. Mai stai un pic. Stai un pic, stai așa că nu e așa. Trebuie învârtită puțin... Da, mă, da. E cea cu 900. E bine. Mai avem aici niște trash-uri, trash-uri, trash-uri. Din nou trash-uri. Hai să le scoatem. Le ducem aici. De ce nu? Facem și noi un ban cinstit. Bum, bum. What? Cred că am pierdut eu ceva acolo, dar în fine. Avem bicicletă care e de jucărie? Hai, mă, n-are cum să fie de jucărie asta. Da, Tesla era de jucărie, dacă cumva nu v-ați dat seama, dar nu cred că e cineva care nu și-a dat seama. Însă asta nu e de jucărie. N-are cum să fie asta de jucărie. E bicicletă în toată regula. Ok, că o fi de copii, asta e altceva. Bun, hai să vedem. Îmi place să deschid tot deodată. 3, 2, 1, bum, bum, bum. Și, bum. Ok, și acum să vedem ce am primit. Avem... ăsta e robot din ăla de... Adică aspirator robot. Smart Robot V10 Pro Cleaning. Uite, are bateria de 4900 mAh. Șmecher. Ar trebui să fie să fie și asta vreo 200 de dolari. Ce mai avem? Avem o geantă în care putem căuta. Hai să vedem ce ne dă. O carte, gunoi. Un joc, gunoi și el. Numai gunoaie. Pur și simplu numai gunoaie. Ok, hai chiar să luăm gunoaiele pe bune și să le ducem de aici direct la gunoi, că mai facem un dolărel. Ăla nu știu care-i treaba, dar... rămân blocat aici, mă? Nu. Vedeți, parcă la ultimul nu-mi dă bani. Sau îmi dă. Și nu-mi dă eu seama. Paper trash, game DVD... Bă, n-am văzut asta! Avem niște bijuterii acolo. Hai mă, că s-ar putea să avem noroc. Ia. Ok.
Avem niște ochelari de firmă. Ia vezi. Aha. Ok, sperăm că sunt valoroși. Îi punem acolo. Avem o tastatură care nu prea costă mare lucru. Nici asta nu costă mare lucru. Poate mașina asta? Da, nu cred. Astea Lego sunt până în 100 de dolari, din câte știu eu. Însă, cu bicicleta și cu... cu chitara ne-am scos bani. Adică avem minim 1500 acolo. Noi am dat 970. Deci avem clar profit. Mai aruncăm și astea la gunoi să mai facem câte 3 dolari. Important este să facem 12.000 de dolari astăzi. Și tot astăzi să cumpărăm un container din ăla mare. Hai să mergem la tarabele noastre. Ce zici, vecine? Ăsta e tarabagiu și el, vedeți? Că are cutie, are de toate. Ok. O zi normală din nou la noi, pe contrasens, așa cum trebuie. Nu, nu trebuie așa, dar e mai scurt drumul pe aici, ce să fac? Adică, fiți atenți, uitați-vă pe hartă în stânga jos. Păi ar trebui să merg pe strada cealaltă. Păi ce facem, mă? Pierdem timp? Timpul înseamnă bani aici, ok? Și nouă ne trebuie bani. Am vrut să fac asta și asta. Cred că cea mai bună investiție pentru mine ar fi să cumpăr o mașină de teren. Vă dați seama acolo cum eu doar prin bălării merg? Ok, aici facem direct dreapta și să vedem cât costă produsele noastre. Faza este în felul următor. Am învățat niște chestii de la voi. Așa că dacă mai știți chestii pe care eu nu le aplic sau nu le știu, să mi le spuneți. Ci că dacă pun și cu un dolar mai scump, de exemplu, hai să luăm, bicycle. Noi o avem pe... Doamne, ce gunoi. 140 doar. În fine, vedeți bicicleta, a treia bicicletă de la stânga la dreapta? Ei bine, dacă pun 141 de dolari, adică prețul cu roșu, doar că mai pun un dolar în plus, nu prea vin clienții. Dacă pun 140, e bine, că ăla e prețul maxim, știam și eu. Dar nu știam că dacă pui un pic mai scump decât prețul maxim, nu mai prea vin clienții. Adică eu mă gândeam că oricum vin, dar nu prea cumpără. Adică o să-ți vină să-ți dea o ofertă din asta mai slăbuță. Mi-ați mai spus și faptul că dacă pleacă clienții, asta înseamnă că gen sunt doi clienți aici și după ce vând primului sau îi zic să plece, pleacă și celălalt. Nu, de fapt, doar dacă vând. Deci dacă vând, următorul dacă pleacă, înseamnă că a vrut să cumpere același lucru, știi? Și nu mai are sens să stea. Sper că s-a înțeles. Ok, deschidem și noi magazinul de urgență. Bicicleta asta e un gunoi. 140 de dolari. Dă-o mă încoace odată. Așa. Bun. Deci asta e, nu? Ce să fac, mă? E un gunoi de bicicletă. 140 de dolari? Frate, chiar nu are niciun sens. Cum să coste o bicicletă doar 140 de dolari? Nici nu mai mă chinui să o pun. Dă-o așa și o punem cu 130. Să vină clienți cât mai mulți, cât mai rapizi. De ce? Pentru că... Uite, hai să-i dăm noi la ăsta un 190, ar trebui să vrea. Aaa, e stricată. Sau? Missing part, mai și costă bani să o reparăm, tu glumești? Dar stai, mă. Că nu la bicicletă, zicea ăsta. Dumped 2-ul. Da, mă, e broken. Ce prostie. Ok, dăm repair this item și... Trebuie să reparăm și bicicleta, jale. 8-7, avem un Q-Pro, ăla este mouse-ul, îl dăm și noi cu 110, suntem fericiți. N-are buget, 100. 93. Come on, nici 5 dolari nu vrei să dai în plus. Uite, următoarea am 234. Îi dau direct sell. Ce, mă? Hai, mă, și ăsta era stricat? Bă, frate, dar nu se poate, mă, toate chestiile sunt stricate aici. Pune-l aici, dă-i repair și la ăsta. Bun, punem drumped-ul din nou la vânzare. Pune-l mai ca lumea frumos acolo. Dă-mi ăsta, dă-l jos odată. Dă-mi și bicicleta, o punem aici, repară-mi-o, te rog. Ok. Punem mouse-ul la vânzare. 161, dă-mi și mie un 180. Bun. Faza faină e că atunci când vinzi ceva, primești câte 0.5 skill score pentru fiecare vânzare. Deci de asta am interesul să vând cât mai multe iteme, cât mai rapid, știi?
Asta e toată schema. Asta o punem cu un... Hai să fie 880, ca să vină destul de rapid clienții. Ia costă vreo 900, dăm și tu 110 pentru mouse-ul ăsta și al tău. Atunci pleacă. Bun. Mai avem un movie DVD. Mă l-aș căuta pe ăsta, că dacă e mai scump. Deci movie DVD și e cu ceva cowboy. Movie DVD. Ceva cowboy, uitați-vă repede, repede, repede. Unde ești, mă, cowboyule? Nu este pe primul rând. Pe al doilea este, da, 15. Da. Punem și noi un 12. Bam, 880, 880. Perfect. Am vândut chitara și avem înapoi banii. Banii de început de episod. Deci suntem extrem de bine. Mai avem noi... Mamă, sunt curios cât costă ăsta. Este missing part. Trebuie să tot reparăm la ele. Asta e problema noastră. Nu mă dă jos asta. Vreau aspiratorul și reparăm și mie asta, te rog. Perfect. Punem bicicleta aici și ar trebui să aibă instantaneu prețul. Da, îl are. Ok. 135, 135 am vândut. Și vedeți, următorul a dispărut. Asta înseamnă că voia tot bicicleta. Dar, oricum, am scos un preț foarte bun. Asta ar trebui să ne enerveze în momentul în care vindem ieftin ceva și următorul pleacă. Pentru că poate următorul ar fi dat mai mulți bani, știi? Și asta e ideea. Hai, repară-mi și mie itemul ăsta, te rog. Sunt curios cât va costa aspiratorul. Îl punem aici. Da, îl punem noi mai frumos așa. E perfect. Și avem Q10 sau? Nu A10, măi, Q10. Ok, Robot V10 Pro 155. Cam dezastru, dar... Hai, punem 150. Bun, 12 dăm direct sell pentru că ne interesează să facem skill points. Aici vom da cu 110, 106, 103. Hai, papa. Dacă-ți bați joc, ce mai avem? Trebuie să mai avem ochelarii. Atenție la neatenție. Ăsta este stricat? Nu este stricat. Avem un Hello Ship cu o barcă. Hello Ship. Ok, și este prima. 65. Bă, nu-i rău. Punem un 59 să vină repede clienți. 86. Mă, dar nu vrea să dea mai mult. 110. 100. Bun, în sfârșit. Și avem 28,5 skill points. Ne trebuie 35. Un calcul rapid. Încă 13 vânzări. Și noi mai avem una, două. Mă, ăsta cu cât e pus? Cu 6 și nu le-a nimeni. Hai cu 3, na. Deci nu mai avem încă 3 vânzări aici. Mai avem ochelarii care... Asta vezi că mai e ceva aici. Tastatură. Ok. O punem aici. Hai să o întoarcem. Este keyboard B. Keyboard B. $10. Repede, rapid o punem cu $7. Mai avem noi... Acum trebuie să ne grăbim. Asta e toată schema. Să vindem cât mai rapid toate chestiile. Pune-i mai așa. Ăștia sunt Glasses ACA. Glasses... Ei, $15. Pe cum sunt bă ăstea bijuterii? Nu... Da. $11, vindem și noi repede. Nu prea ne-am scos banii, sincer să fiu cu voi. Dă și tu $2 că e bine. 155, hai mă, trebuie să vină cineva. 67. Hai bă, du-te, nu-ți bate joc. 130 e prețul. El costă 155 maxim. Și tu îmi dai 67? Uite, prețul minim e 137. Eu nu înțeleg de ce n-am clienți. Mamă, cum s-o auzi când am închis. Hai, cât dai? 130, vezi? Frumos, am așteptat și a meritat. Și oficial am vândut tot ce aveam noi pe stoc momentan la tarabă. Vom putea cumpăra și un spațiu de magazin, dar momentan mai avem de tras mult și bine. Ah, mai aveam ceva aici. Ia, ia, ia. Hello car-ul ăsta. Îl punem rapid. Punem un preț extrem de mic pentru el. Hello car, dar nu știu cum arată. A, este un super car ceva.
Hello car. No, care o fi? Cu albastru și cu alb. 35, ăsta-i. Era bine dacă îmi vedeați și voi cursorul. Mai bine așa? Dacă vedeți cursorul? Deci, Hello Car 2 ăsta ar fi, nu? Așa pare. Da. Era 35, punem și noi cu 29. Mai stăm 10 secunde. Ok, las. Că așa-l vindem noi tura viitoare. Ok, mergem de urgență acasă și încercăm să cumpărăm un nou garaj. Bună, Dimi, să sperăm că este mai profitabilă ziua asta, că sincer să fiu cu voi, cam jale. Cam jale prima zi. 856, știi ce? Luăm ăsta, mă, 856. Măcar dacă e să facem un profit, să-l facem. Nu știu, am avut multă încredere, am avut foarte multă încredere în bicicleta aia. Am crezut că va costa ceva, dar... jale totală. Bun, hai să vedem. 3, 2, 1 și bum. Ok. Asta e 450. Deja le știu prețurile. Bun. Asta nu o mai știu cât e, dar am mai avut-o odată. Nu e mare profit, nu e mare șmecherie. Un skateboard stricat. Ne trebuie bijuterii. Că dacă nu... bă, prima mea figurină. Yo, Adventure of the Throne. Disney. Dar este ceva pirat. Pirată. Eu-s pirata din Typhoon. Ok, punem acolo, sper să nu o pierdem. Avem un procesor. Deci fii atent, avem procesor de la Intel și avem și de la AMD. Interesant, interesant. Ok. Punem noi așa. Și să vedem ce o mai fi. Aici verificăm în gentuță. Hai să vedem. Trash, trash, trash. O țintă avem. What? Opa. Avem un pandantiv. Care o fi, n-o fi scump. Ia să-l verificăm. Că le cam știu un moment. Până acum... mi-amintesc de asta, dar parcă nu era scump. Deci cred că e mare gherlă. Verificăm și aici. De acolo din bag-ul ăla în mare lucru nu prea am luat. Mă bucur totuși că sunt multe iteme. Asta e tare, că putem să le vindem. Hoppa, Glasses 3. Nu, cred că-s nici ăștia scumpi. Dar ce să și facem. Da, băgăm totul în mașină. Cred că nu mai e altceva, nu? Lasă-i acolo. O mai fi altceva, ăla nu e așa scump. Oh, statuia asta nu știu de ea. Să fie oare valoroasă? Ar fi șmecherie dacă ar fi valoroasă. Dar vedem, vedem, vedem. Deci bag tot în mașină, că altceva nu cred că mai am. Niște ălea, vai de capul lor. Plastic helmet. Vedem, vedem. Sper să fie profit. Bun, am pus ceva produse la vânzare, le vedeți aici și așa. Ăsta era 29 înainte, 160 un procesor, 150 celălalt. Avem Tesla și mașinuța cu telecomandă, 210 mașinuța cu telecomandă, 430 Tesla de jucărie. Bun, hai să vedem, vrea să cumpere ăsta, îi dăm direct sell. Ok. Vreau să verificăm câteva prețuri, câteva șmecherii. Prima oară plastic helmetul ăsta îl reparăm. Este o, din asta mă, e o cască de, ce-o fi, de cavaler, dar e de jucărie. Bun. Așteptăm să repare băiatul. Îi mai dăm să repare figurina. Că sunt curios, chiar sunt curios figurina asta cât costă. Așa. Noi verificăm prețul la girl statue. Ia uite-o. Frumos. Hop. Rămâi acolo. Și să vedem prețul la această statuie. 120, jale. Credeam că facem un profit din ăla mare rău de tot, dar... ok, hai, 110, ce mai vindem, cui mai vindem, 160, 160, poftiți vă rog, 108, 150 am cerut. Hai, un 130 și suntem bine. Uite, deja avem 32,5, încă 5 produse mai trebuie să vindem. Let's go! Ăsta, ăstea costau 10, dar punem un 7 să se vândă rapid. 99, 110 am vândut.
Asta este stricată. Hai să o punem de urgență, să-i dăm repair. Bun. Și acum plastic helmet. Ia. Plastic helmet. 20! Păi și eu am dat 30 să o repar. Ok. Mi-am luat mare țeapă. 77, dă-i cu selul. Hopa, avem tesluța. Dă-mi și mie un 380 pe ea. 370 ultimul preț. Atunci pa. Păi bun, atunci punem 25, să facem și cât de cât un bănuț. 93, dă-mi 105. Perfect, nice. Avem 8400 și în sfârșit, fiți atenți, moment epic, cumpărăm Masterful Eye. Iar în momentul acesta, practic am cumpărat cea mai scumpă, cel mai scump skill posibil și putem vedea prețul direct. Vedeți, uite, 35-30. Îl punem și noi cu un 29, hai, 29 atunci. 388. Dă-mă-i 410, hai. Bun. Și acum faza faină e că văd direct 20, vezi? Uite, văd prețul ăsta. 20 e prețul maxim. N-aș fi dat 30 niciodată în lumea asta să-l repar. Ia vezi, următoarea clientă 274, nici nu mai negociez. Îi las eu 6 dolari așa, pentru, din respect practic, știi? Mai avem game DVD-ul ăsta care nu prea se dă. Dă-mi și mie un 19 pe el atunci. Ce se întâmplă, mă? Dă-mi și mie un 19 pe el, hai. 9100. Mai trebuie să cumpărăm un garaj. Și încă un garaj, și încă un garaj. Până putem cumpăra un container, nu ne lăsăm. Bă, mergeam și eu liniștit și sunt parcați niște ochelari aici. What? Și cât valora? 100. Și mai și funcționează. Cum au ajuns ochelarii ăștia aici, la o distanță atât de mare? Îi știu, da, că i-am luat, dar uitasem de ei. Păi vezi, mă, că exact ăștia-s profitul meu. Bam, deschidem și vom pune ochelarii cu... Dă-i, mă, un 90, dar vedem când ne întoarcem. Avem client? Nu, n-avem. 3, 2, 1 și... Te rog, te rog, te rog, ceva bun, ceva bun. 15 dolari, mă. Pe bune. Deci primul produs e 15 dolari. 90. Ce e asta? O mașinuță micuță, într-adevăr, dar... Na. E bine, deci am dat 1170 și momentan am 100 de dolari. Șmecher. Hai să facem noi opening-ul afară. 150 ăsta. Bă, da, și dacă aș avea... Cum se iau două garaje, eu nu cred că pot să duc produsele. 70 cu 25. Jale totală. Da, cred că o să ieșim pe minus cu garajul ăsta. Ceva bun, te rog. Laptop de gaming cu 1100. Bine, mă. Ne-am scos banii. Let's go. Frumos. 10 dolari. Un telefon Kia. Ok. Bum. Hop. Da, mă, da, Rolex. Frumos. Ia uite-l. 1350. Ce frumos. Trebuie să am grijă. Voiam să zic să am grijă să nu-l pierd pe ăsta și într-o secundă a zburat din mâinile mele. 100 de dolari. Da, ăsta e profitul. E profitul blană. Deja avem 2300, cred că avem bani de container. Și mouse de 150 și aspirator de 170. Bă, nu-i rău. Le punem și noi frumos acolo, dăm ăsta mai în față. Da, mă, da. În sfârșit. Și de aici, un mare nimic. Niște păpucei. Hopa, n-am vrut să fac asta. Punem și noi scaunul ăsta aici. Vedem, vedem cum îl punem. Momentan dă-l jos că mă încurcă. Și în această gentuță se află ceva bijuterii, ok. Un joc. Nu-i rău. Deci avem așa, un joc, nu. Ochelar de 15 dolari, un joc de 45. Și un ceas, încă un ceas de 450. O zburată la? Ceasul de aur, ia vezi-l. Frumos.
Să nu uităm ălalalt, punem aici, îl închidem să nu se piardă. Dacă pierd ceasturile alea două, o iau razna. Bun, ăla e 3 și nici nu mai stau să îl iau când mă mai interesează. Punem și noi scaun. Aolo, ce-am făcut. Tare. Pune-l mă acolo. Bam. Asta nu ne mai pasă. Hai mă să o aruncăm totuși, că suntem aproape. Și let's go. Am pus la vânzare cele mai scumpe produse posibile. Ăsta era stricat? Nu, working, working, working. Let's go, să vedem ce clienți avem. 137, dăm și tu 145. Mulțumesc. 270, nu mă, 380. Lasă-mă, nu mai stau să negociez cu tine. Așa, mi-au sărit toate produsele pe aici, dar nu e problemă. Ăsta nu-i stricat, nu? Nu. Deci working, working și ăla e missing part, ăsta e și el working, hai să le ducem la vânzare. Asta s-a stricat, dar asta nu mai merge, o să vă și dovedesc. Deci ăsta e 170, da? 160 punem, nu mai merge. De când cu sculptura s-a stricat, hai să vedem, 1082 pentru ceasul la Rolex, frumos, n-ai cum să o dai cu el. Dăm și tu 1200 pe el. Bine, frumos, am lăsat 100 de dolari și avem 10.000 de dolari. Frumos. 380 dăm-i. Perfect. 10.423. Dacă vindem și laptopul, care este și el laptop de gaming, cu 1050, suntem boși. Hai, laptopul vrei, nu? 660 și el costă 1200-1100. Îți bat joc. Bun, astea trebuie și ele reparate, merită, repair the item, ăsta nu este stricat, ok, le punem undeva în zona asta, după ce vindem păpucii. Așa, să vedem, 5-7, mă, tu scam bat joc. 155, bun. Perfect, ce am vândut? Am vândut noi pe aici. Luăm produsul și îi punem noi altceva la reparat. Să vedem ce mai avem. Dă ăsta jos. Stai mă că nu le văd prețul. Așa, mai e altceva? Mai este, da, un mouse. Ok, ăla e funcțional. Ăsta ce e? Funcțional și el, funcțional, broken. Mă, merită ăsta reparat? Direct la gunoi l-arunc. Deși trebuia să-l vând ieftin, dar în fine. Nu mai contează. Bun, astea merită vândute. Le punem noi pe aici rapid așa. Să vedem ce doresc să mai cumpere ai mei. 25, perfect. Și du-te mă, tu-ți bați joc. 10, nice. Am cumpărat oficial două skill point-uri astăzi și avem așa. Masterful Eye cu cel care vedem prețurile direct. Și mai avem warehouse-ul unde putem cumpăra două garaje în fiecare zi. Deci de două ori mai multe garaje. Mă, da, de ce oferă atât de puțin? E bătaie de joc. 115, 100 așa. Hai să vedem, 125. La jumătate. Frumos. Ok, nu mai vine nimeni. Punem și noi mașinuța asta aici cu 80. Bă, frate, am luat scaunul ăla, l-am lovit din greșeală pe celălalt și a zburat aici. Doamne. În spațiu s-a dus. Poftiți, vă rog, a negociat moșul meu 6 dolari. Îi dă... Nu se îndă way, măi, sell. Stai că era să apăs greșit. Dăm din nou sell și uite așa facem niște skill points. Punem și noi scaunul ăsta aici pe care... Bă, îl dau pe gratis, fii atent. 3 dolari. Cred că instant vine cineva. Ia, ce grăbit-o venit ăsta. Bă, dar de ce dă lumea atât de puțin pe laptopul de gaming? Send away, pa, pa. Îți bat joc. Come on. Salut. Nici nu te-am văzut aici. Vrei 60? Eu vreau 80. Hai 70. 65. Hai că mergi. Te rog să vrei laptopul de gaming și să... Nu mai contează. Ia-l și pe ăla. Hopa. Nici ăsta. Mă, ce produse mai am? Mai am snowboard-ul, un scaun și laptopul. Trebuie să dau laptopul ăla. Neapărat. Pentru că dacă dau laptopul avem 12.000 de dolari. Let's go. Mai avem ceva pe aici? Bă, da, mai avem chestii. Nu sunt ele prea importante, dar... Ăsta trebuie odată reparat. Bun.
Ăsta îl putem pune noi cu un 22 să fie. Poftiți, vă rog. Bă, nu știu, mă, prea puțin oferă, hai. Na, credeam că vrea și ea laptopul. Doamnă, nu vă bate joc. Ok, hai mă că îl dau ei. 900, dă-mi. 880, bun. Avem 11.982. Teoretic am avea bani pentru primul nostru container, așa că hai să mergem să-l cumpărăm. Primul meu container, vin! Credeam că o să sărim și noi sau ceva. Un mare fail. Marea problemă este că am rămas și blocat cu mașina. Nu mai mișcă de aici. Tare, păi atunci dăm un save game. Save game din nou și dăm un load game. Ok. Da, ăsta e. Load. Să vedem. Te rog. Oare mă dă acasă cu mașina? Ar fi tare. Mă dă fix din același loc. Păi și eu cum mai scot, bă, frate, mașina de aici? Papa, mașină. Deci oficial am stricat tot. Am vrut să cumpărăm container, am strâns banii de container, dar am rămas fără mașină. Acum trebuie să mergem pe jos până undeva și să cumpărăm o mașină. De banii pe care i-am strâns pentru container. După 4 eternități am ajuns și noi la car dealer. Ok, a mers o grămadă. Ia vezi. Ah, păi pur și simplu gata harta. Bun, prima dată la car dealer să vedem ce prețuri are. Cum, 800 de dolari costă doar? Aha. Deci exact mașina ca a noastră, 800 de dolari. Ok. Asta la altă 5000 și în cap mai multe chestii. Păi facem așa. Au, o vindem, o recumpărăm. No way că merge. Ce tare, deci așa poți să o repari. Problemă rezolvată. Asta înseamnă că... A, dar nu mai pornește. Păi și cum o reparăm? Reintrăm în joc, se repară singură. Perfect, hai mă să cumpărăm containerul. Că sunt extrem, extrem de curios. Prima dată ever când cumpărăm un container. Am zis că o să-l cumpărăm. Îl cumpărăm chiar dacă suntem deja de 50 de minute are episodul după editare, cine știe cât o să aibă. Eu sunt probabil de o oră jumate. Nu contează. Hai mă, unde putem face și noi dreapta? Bun, fiți atenți. Prima și prima dată când noi cumpărăm un container. Hai să vedem. 11, bă, ne permitem. Deci ne permitem ăsta, ăsta, 10. Îl iau pe cel mai ieftin, nici nu discut. Măcar să mai rămân cu câțiva bani. 10.600. Blue container. Și l-am cumpărat, a rămas cu 1300 de dolari. Nu știu care dintre ele este. Bă, nu fă d-astea. Vezi că mă poate prinde poliția. Asta e marea problemă. Dar care e? Ha? Asta? Da, mă. Exact acum trece poliția. Să trăiți, domnul polițist, sunt și eu aici cu un tovarăș, da, nu că nu cumpărăm, nu, nu sunt chestii ilegale, nu sunt arme și alte cele, nu, nu, nu. Sunt milionar, nici n-aveți idee ce am prins eu aici. 1200 de dolari din weapon case. Avem un laptop. Încă un weapon case cu 3000 de dolari. Profitul ăla blană rău de tot, dar avem probleme. Dacă ne prinde poliția, înfundăm pușcăria. Așa că trebuie să avem mare, mare grijă. Ia, pot măcar să-mi aduc mașina aici, mă? Păi și... Nu mă lasă, mă. Așa? Păi și dacă trece poliția pe ei, sunt rip. What do you mean? Deci este ilegale, trebuie să le ducem la mafie. Este un un cap de mafiot pe hartă. O să vedeți voi. Salutare, vecinul, ce zici? Da, nu mai vin la tarabă că suntem milionari. Să vezi tu aici profit. Bă, mă sperie. Deci dacă a venit aici suntem în rip. Bun. Asta ce fac cu el? Trash. La gunoi. Ăsta.
E un laptop bun, bagă-l acolo. Mamă, am emoții, am emoții. Să nu mă prindă acum că o să fie falimentul pe noi. Asta cu asta, deci mărunțișuri, dar sunt bune și ele. Astea le vindem la... la Maga. Bun, ce avem aici? Asta e trash. Umbrella, lasă-mă. Astea, 450, 450, numai ceasuri. Bă, deci ăsta era containerul unui mafiot, a unui traficant. Nu pot să cred că am cumpărat containerul unui traficant. Bani acolo. Asta e tot de umbrelă, nu? Din nou. Asta nu-i... ba, dai trash. De ce nu pot lua ăsta? A, pur și simplu îl iau? Nu pot lua banii. Nu înțeleg. Uite, bă, a, gata, $1500 cash. Deci direct. Nici nu mai îmi pasă de ăștia, dar iau și pe ăștia. Totuși, ok. Acum o să vină marea problemă. Punem asta, punem asta. Perfect. Dacă mă prinde poliția, sunt trip. Mă mănâncă nasul, nu e în regulă. Eu acum am înțeles, mă, poliția se teleportează tot mai aproape de tine când ai chestii ilegale. Deci orice-i face, nu scapi. Adică scapi, dar ia vezi poliția acolo, vedeți? Mamă, fix între două mașini de poliție, în față și în spate poliție. Exact, stânga, mă, lasă-ne. Uite copoii. Și bă, e imposibil să scap. Mamă. Te rog, te rog, te rog, te rog. Ok, pe când pot să o iau? Bun, avem tot ce trebuie. Cred că am pierdut una de arme, mă. Am pierdut-o sub hartă. Ai, ce contează, tot e profit mare. Mai pierdem și noi, ce să facem. Și acum, mafia unde e? Că nu înțeleg. Ah, ok, bun, nu mai am mult. Bun, fix în față e mafia și poliția e undeva în dreapta. Probabil se vor teleporta și vor veni după mine, da, uite. Deci eu trebuie să ajung... nu, 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 mai încet, mai încet, mai încet, mai încet. Trebuie să ajung undeva în zona asta și să ies pe drum, știi? Doar să nu se teleporteze la mine acum. Deci dacă s-au teleportat la mine, am înnebunit. Nu! M-a prins. Doamne, uite-te și tu! Unde-i poliția? Nu mai înțeleg nimic. Ai fix în față. S-au teleportat. Doamne, cât de greu e. Două mașini sunt fix aici. Trebuie să așteptăm să treacă. Îi vedeți acolo? Vai, ce emoții am. Au trecut. Și acum trecem și noi. Hai, bă! Salutare, Vericu! Sunt eu cu Marfa. Am ajuns. Wow, wow, wow. A, uite că e și cealaltă. Și acum cum vând? Salut, salut. Salut. Salut, verișorul. A, pun aici. 10.000 cu 5.000. Avem 17.000. Și stai că am și niște arme pentru voi. Special delivery, ia vezi. Sunt bune? 1.200. Nice. Astea? 3.000. 22.000 de dolari. Și gata, atât. Cred că nu mai avem nimic ilegal, nu? Da, astea sunt mărunțișuri, chilipiruri, dar le vindem noi la magazinul nostru la Tarabă. Oficial avem 22.000 de dolari, suntem în bani. Ai, ăsta dispare când mă vede, intră în mașină. Sunt extrem de fericit, safe game. Am reușit să, de la 8.000 de dolari la 22.000 de dolari, avem practic profit vreo 14-15.000 de dolari. Vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați de like-ul la blană, mai dăm un save odată. De like-ul la blană, de subscribe-ul la blană, toate cele bune și pa, și pa!